cei care ați reușit să ne urmăriți până acum și ați văzut întâlniri cu familii, cu slujitorii, probabil v-ați întrebat ce emisiune poate fi mai frumoasă decât emisiunile acestea. În seara aceasta o să vă lămuriți că, deși toate sunt frumoase, cea mai faină emisiune este emisiunea în care sunt invitați, normal, tineri. Este Seara Tinerilor. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele voastre, sper să rămâneți până la capăt cu răbdare și chiar să fiți bucuroși că ați rămas până la capăt și dați-mi voie să spun bun venit invitaților mei din această seară. De unde să o iau? De acolo. De la tine, da, am înțeles. Deci de la tine, să zicem că tu ești Diana. Da. Și tu ești Raluca. Ele sunt Raluca amândouă, nu știu cum să vă spun, dar trebuie cumva să facem. Raluca, tu ești Denisa. Da. Da, 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 o să pe tine te las, Raluca seara asta, pe tine Diana sau cum o să te botez seara asta. Greu ți-o fi seara asta între trei fete, dar să sperăm că te descurci. Din câte am reținut? Flavius. Bine ai venit, Flavius. Lavinia. Sunteți neamuri cu Flavius, da? Suntem frați. De câți ani? De când s-a născut el sunteți frați, da? Și încă sunteți în viață, ceea ce e mare lucru, mare lucru, așa. Ce să discut cu voi? Nici eu nu știu exact ce să discut cu voi, dar o să fie ceva interesant, pentru că unde nu știu eu, știți voi. Fiind tineri, mă gândesc un pic la viitor și mă gândesc unde veți fi voi peste 5 ani, dacă lucrurile ar merge exact cum gândiți voi. Ia să vedem. Păi, cred că în 5 ani o să, dacă mă ajută Domnul, o să am și masterul terminat și poate, tot dacă mă ajută Domnul, o să-mi deschid undeva un cabinet de recuperare medicală. Nu știu. Oh, asta cu recuperarea medicală, să știi că e super, că toți suntem răblăgiți. Exact. Și să spun, acum nu trebuie să audă toți, dar știi care e partea bună? Că ăștia care sunt răblăgiți, unii au și bănuți, știi? Că au adunat toată viața pentru zile mai grele și acum eu m-am gândit, chiar ar fi păcat, adică să aduni bani pentru zile grele și să nu vină zilele grele. Și atunci mai recuperezi un pic, recuperezi de la ei. Deci în 5 ani ai terminat parte din școli, ai cabinetul tău? Da. Da? Și nu știu, dacă vrea Domnul, poate mă căsătoresc, habar n-am, nu știu. Deci te vezi și măritată? Poate. Da, poate, cu voia Domnului, dar după tine ar fi ok. Da. Da? Bun, frumos. Prin ce zona țării? Nu știu. Ori nu știu. Timișoara, ori înapoi acasă, încă nu știu. Înapoi acasă, fiind pe aici, prin Deva, da, pe undeva? Da, Hunedoara. Zona asta. Da. Dacă o fi America, Canada... Nu știu, Domnul știe. Dar n-ai gânduri din asta? Nu mi-ar plăcea să părăsesc țara mea. Mi se pare un pic nedrept că, nu știu, țara investește în mine să învăț și eu îi trădez și merg să vindec alții. Mamă, ce că e trădea asta, uși și face cu... Da, bun, dar până la urmă ești deschisă pentru voia Domnului. Da, și... absolut. Da, da. Bun, bine, deci până la urmă noi facem planurile, dar e bine că hotărârile finale rămân în mâna lui Dumnezeu. Raluca, tu unde ești peste 5 ani? În 5 ani aș vrea să mă văd profesând ceea ce mi-am dorit dintotdeauna să fac și ceea ce este până la urmă o pasiune de-a mea, aceea de a fi profesor de limba română la liceu. Profesor de limba română la liceu? Da. Ce înseamnă dintotdeauna? Când ți-a venit prima dată ideea asta? Din prima clipă în care am luat o carte în mână. Asta însemnând... Din copilărie. Oule! Da. Îți plac cărțile? Da. Și ai avut tangență așa cu copii, cu adolescenți, cu liceeni? În acest moment fac practică psihopedagogică la facultate și acum este momentul în care mă pregătesc. Deci, un pic, am ști ce te așteaptă? Toată lumea spune că la liceu va fi mult mai greu. Da, nu e așa. Nu știu la ce liceu voi ajunge. Depinde foarte mult, cu toate că și eu aș vrea să... profesez la liceul unde am fost și eu învățată, pentru că mă simt legată de acel loc datorită profesoarei de română care m-a impulsionat și mi-a insuflat această pasiune. Păi, uite, mă gândesc acum la anii când eram eu în liceu și mă gândesc la mărturia unei profesoare care a venit la noi la liceu și de la o vreme ne-a mărturisit următorul lucru, că până la urmă relația se clădește cu elevi și a spus, păi, când am auzit că vin la voi, m-a apucat groaza.
că m-am gândit ce sunteți voi în stare să faceți și ne umbla mintea la multe, dar era foarte fericită că a venit la noi, pentru că dincolo de toate figurile care le pot avea copiii în cap, este și vârsta aia cu vise, cu lucruri frumoase, deci și dacă l-ai și pe Domnul de partea ta, da, și le face el bine, bun, așa. Tu în 5 ani ce se face? Păi în următorii 5 ani mă văd la facultate. Așa? Ce și... facultate? Aș vrea să dau la facultate de medicină, la farmacie și sper ca Domnul să mă ajute. Dar ce te atrage la farmacie? Păi, un lucru... Adică sper, să... nu medicamentele. Nu. Nu, apropo, n-am nimic cu farmaciștii, doar sunt curios. Da. Că pot să ajut oamenii prin lucrul acesta și doresc să-i ajut. E bun. Dar știi că acolo cam trebuie să înveți mult. Da, bineînțeles. Fai, să acum ții depinde și de facultate. Adică unde o face? Cum adică? Păi, nu, bine, nu mai zic atunci. Păi zi, dar nu dă nume. Hai, zi acum, că dacă păi, nu spui dacă ce ai pe suflet... Dacă faci facultatea, nu știu, la Cluj, la Arad, la Iași sau... Bun, depinde și de facultate, depinde și de student, depinde și de profesor. Absolut, da, toate. Da. Unde ai vrea să-l trimiți fără să facem reclamă? Dar acum spune ce ai pe suflet. Eu n-am treabă. El poate să meargă oriunde. E treaba lui. Da. Dacă ți-ar cere sfatul? Păi eu l-aș sfătui să vină la Cluj, că... Adică dacă acolo tu... sunt și eu. Da, dacă tu ești la Cluj, înseamnă că... Da. Păi eu sunt la Cluj, am văzut că e o facultate bună și da, te-aș sfătui să vii tot la Cluj. Dacă ai vrea și ți-ar plăcea, dar nu... Bun, dar acolo ideea e că dă de tine. Păi el mai ajut. Mare-i Clujul, dacă te duci, deci spun eu, e mare Clujul. Așa. Bun, și tu în 5 ani? Păi în 5 ani mă văd și eu cu facultatea terminată, cu căsătorită, nu știu... Doi copii? Să, nu știu dacă doi copii, dar unul poate. Păi pot veni geme, stai liniștit. Da, tot ce e posibil. În general, Domnul îți dă mai mult decât îți dorești. Am înțeles. O să țin cont de asta atunci. Nu, dacă vrei, noi putem face și o rugăciune sau le spunem celor care nu vreți. Vedeți, nu uitați de Lavinia. Lavinia chiar își dorește. Momentan nu. Dar peste 5 ani, da. Păi, încă nu ești măritată, nu? Nu. Deci e normal să nu-ți dorești copii acum, dar după asta mai discutăm, da. Ți-ai dorit gemeni? De ce nu? Da. Da? Da. Știi familie care au gemeni și iese super fain? Nu știu că dacă iese super fain, dar știu că sunt... Da, una doarme, și... alaltă urlă, deci... Mai greu, da. Da, binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, fiecare dă Domnul cât poate duce, nu? Ouleu, eu zic să nu dea Domnul cât putem duce. Să spun de ce. Am învățat asta de la o femeie foarte interesant. Acum, să vă spun și eu ceva despre mine. Eram deja slujitor, tânăr, probabil cu multe vise, nu știu ce, că așa e la început și e normal să fie. Și la un moment dat un slujitor mai în vârstă, era acolo la o nuntă, așa a ajuns pe la biserică, pe la noi, și la un moment dat în mesajul lui spunea: de la oricine poți învăța dacă nu te crezi prea deștept. Și nu știu de ce s-a uitat la mine când a zis dacă nu te crezi prea deștept. Dar eu am luat-o că slujitorii cum se învârt cu cap, așa s-a nimerit, știi, atunci, nu că a avut ceva cu mine. Deci chestia asta am auzit-o de la o femeie care n-avea o reputație chiar bună, mai era aia și cu băutura, cu nu știu ce, și la un moment dat i-a spus: niciodată să nu te rogi să-ți dea Dumnezeu cât poți duce. Și ea a spus: de unde am învățat eu lucrul ăsta? A ajuns să fie închisă sau nu știu cum și i-au prins mâna în ușe și i-au smult unghiile. Și a zis: Doamne, am dus, adică am rezistat, am zis, dacă toată ziua mi-ar scoate unghiile, nu știu dacă ar fi cea mai fericită viață. Deci e bine că Dumnezeu le cântărește cu cântarul lui în iubire, nu cât putem noi duce, că s-ar putea să ne surprindă cât putem noi duce în viață. Bun, asta peste 5 ani, da? Cum a fost în urmă cu mulți ani? Adică zi ceva despre familia părinților tăi. Provin dintr-o familie mai interesantă. Ia să vedem, deja m-ai făcut curios, așa îmi plac mie chestiile astea, deci
când e vorba de, acum Doamne iartă-mă, nu vreau să greșesc, normalitățile astea care oricum sunt relative, poate că asta e o problemă a noastră, că banalizăm lucrurile frumoase în normalitate și atunci vrem figuri și când vin figuri, ne deranjează că sunt figuri. Deci, scuze, așa, vin într-o familie un pic mai deosebită, să spun. Da. Bunica mea este adventistă și părinții mei sunt creștini ortodoxi și când eram mică mergeam cu bunii la biserică, îmi citeam. Părinții creștini ortodoxi practicanți? Nu. Nu. Doar de nume. Adică mama credincioasă și ea și bunica mea au avut un foarte mare impact asupra vieții mele de credință, pentru că mă învățau să mă rog și să mă încred în Domnul indiferent de ce se va întâmpla. Și tatăl meu era credincios, dar nu practicant. Și știu că mi-am petrecut o bună parte din copilărie în casa Domnului. Când am crescut, la 15 ani, tatăl meu a murit și acolo toate au luat-o pe dos, o întorsătură. Ți-a fost greu? Da. A fost, cred că, cel mai neașteptat lucru din toată viața mea. Și ai avut așa frământări, întrebări fără răspuns? Da. Adică simțeam cumva că e vina mea. Știam că se vina întâmplă... ta. Știam că se întâmplă cu un scop și credeam că dacă... Nu știu, imaginam că probabil o fi făcut eu ceva rău și asta e un fel de pedeapsă, da. Și oare mai sunt copii ca ea în ziua de altă? În fine, scuze. Tatăl meu a murit în august, la vreo două luni după în care familia mea... A fost bolnav, accident? Avea o problemă cu alcoolul și din cauza aceasta a ajuns să fie foarte bolnav, n-a ascultat și... Aici s-a ajuns, bine, și acolo poveste foarte lungă, am putea sta 8 ore ca să vă povestesc tot despre asta, dar... Păi dă-ne varianta scurtă acum, dacă tot... Vă dau varianta scurtă, da. La două luni după moartea lui, Lavinia, povesteam și mi-a zis că dacă n-aș vrea și eu să vin într-o duminică la ei la biserică, știam că am mai fost cu Oana. Dar ce treabă aveai tu cu Lavinia atunci? Eram în aceeași clasă, de pe clasa 1 până pe a 12 am fost tot împreună și de pe clasa 5 cred că am devenit prietene bune. Și m-a întrebat dacă n-aș vrea să vin la biserică, să văd, că n-am mai fost de mult, că într-adevăr mai mergeam la Oana, la copii. Și m-am dus în duminica aceea și n-aveam nimic altceva mai bun de făcut, de trist eram tristă și decât să stau acasă cu gândurile mele, mai bine investeam timpul cumva. Supărat un pic pe Dumnezeu n-ai fost? Nu. Deci erai supărată pe tine? Cumva... Într-un fel, da. Adică am conștientizat... tot timpul că lucrul ăsta s-a întâmplat cu un scop. Nu înțelegeam care e, dar știam că voi afla, pentru că, indiferent de ce s-ar întâmpla, știu că n-are cum să fie vina Domnului și n-am dreptul acesta. Orice s-ar întâmpla, n-am dreptul ăsta să mă supăr pe Dumnezeu, mi s-ar părea, adică nu înțeleg. Și, oricum, familia mea și înainte am mai trecut prin unele lucruri, adică ambii mei bunici au murit și admir bunicile mele, pentru că au fost niște femei credincioase, una adventistă, una ortodoxă, dar credincioase și au trecut cu foarte multă putere după și mi-au zis că le-am întrebat în copilărie, ați fost vreodată supărată pe Dumnezeu că s-a întâmplat așa? Și mi-au zis că nu, că n-ai cum să, nu poți să ai dreptul ăsta și de acolo cred că am învățat că nu am cum. Și în duminica aceea la biserică a fost momentul în care viața mea s-a schimbat, pentru că după ce n-am mai văzut un zâmbet în casa mea, cred că de vreo 2-3 luni, tatăl meu m-a primit ca și cum ne cunoșteam dintr-o altă viață, foarte bucuroși, foarte zâmbăreți, foarte primitori și predica fratelui păstor din acea duminică, mi-am amintesc că era despre iubire și ideea principală era că iubirea Domnului este îndeajuns pentru orice. Și nu ai nevoie de nimic altceva, nu ai nevoie de părinți, nu ai nevoie de soț, nu ai nevoie de copii, pentru că iubirea lui Iisus este îndeajuns. Și mă gândeam, cum se poate așa ceva? Adică cum... Ce ușor de afirmat! Da, da, adică eu nu mai am tată și nu cred că, nu știu dacă este îndeajuns. Și cred că m-am rugat în acea duminică și am zis, Doamne, aș vrea și eu să văd cum e iubirea asta. Și am continuat să merg un an, doi, am început să mă prietenesc cu lumea din biserică, o prietenă foarte bună s-a oferit să mă învețe să cânt la vioară,
Am intrat în orchestra bisericii, mama mea a început și ea să vină la biserică, nu așa de frecvent, dar m-am bucurat că venea să vadă de ce fata ei la 15 ani, în loc să fie pe altundeva, merge la biserică duminica. Adică avea și alte opțiuni, nu? Da, da. Și era un pic un șoc pentru familia mea că asta s-a pocăit sau ce face sau... Dar bunica mea le zicea că eu v-am iată mai bună decât să fiu prin alte locuri. Și ea, bunica mea cea adventistă, m-a susținut. Și... Na, n-ai auzit pe nimeni să zică că nu, săraca, a plecat taică, da. S-a dus un pic cu pluta, da. Și... Da, și, și în liceu simțeam că foarte multă lume privește cu milă la mine. Deși eu eram ok cu situația, adică Domnul mi-a dat puterea aceasta. Și am înțeles după câțiva ani... Ce... În procesul de învățământ te-a afectat? Nu. 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 Adică m-am și motivat cumva pentru că nu vreau să le dau satisfacția să vadă că sunt la pământ și atunci am dat tot ce am avut mai bun și am mers chiar mai bine decât am mers în clasa 9, 10, 11 și 12 au fost la fel de bune, cu note bune și acum dacă mă întrebați, cred că dacă nu s-ar fi întâmplat moartea tatălui meu, eu n-aș mai fi fost la facultate, n-aș fi avut notele pe care le am, n-aș fi avut amintirile și oportunitățile pe care le-am avut, pentru că într-un fel toate s-au întâmplat spre binele meu și al familiei mele. A fost, cred că, cea mai bună opțiune de a lua fără să sufere, pentru că după am aflat că era foarte bolnav și a fost opțiunea prin care Domnul, cred că, m-a salvat pe mine și pe mama mea, pentru că la un an după botezul meu s-a botezat și ea și sunt fericită că suntem surori în Domnul, pe lângă mamă și fiică, oricum am avut o relație și avem o relație foarte frumoasă. Și cumva prin necazul acesta, cum ar vedea lumea, cred că a făcut un bine pentru toată lumea, deși sună ciudat. Da, da, tu ai microfonul și îți dau voie. Numai eu am rămas, știi că tot îmi rămâne câte o chestie din asta. Deci, până la urmă, iubirea lui Dumnezeu este suficientă? Da, da. Pentru că dacă nu, dacă Domnul Iisus nu m-ar fi iubit, nu m-ar fi salvat și n-ar fi ales această opțiune. M-ar fi lăsat să rămân în lume, m-ar fi lăsat să sufăr și poate să umblu cu tatăl meu prin spitale și poate și eu să mă regăsesc în alcool, n-am de unde să știu. Mama mea ar fi rămas și ea cu serviciul ei și cu frustrările ei, bunica mea la fel dezamăgită și supărată, probabil n-aș fi ajuns la facultate și dacă mă uit acum înapoi, cred că așa... Și cam pentru câți ani crezi că o să fie suficientă iubirea lui Dumnezeu? Pentru totdeauna. Interesant, da. Pot să le spun la băieții care se uită că ești necăsătorită? Da. Da? E ok. Deci, nu, am zis că știi că... La ce crezi că se gândesc băieții când aud, știi, văd o fată frumoasă? E, asta, știi, se ia notiția. Dați contul de Facebook. A, lăsați cu fără? Nu, veniți nu. La mine dacă vreți să... Da, ne înțelege. Scuze că te-am ținut așa de mult. Zi-ne un pic povestea ta. Eu provin dintr-o familie de oameni credincioși, mai mult din partea tatălui. El are încă 10 frați, părinții lui sunt oameni creștini. Mama și-au fost uniți așa 10, veneau unii la alții. Mai... Sunt plecați în America, majoritatea. Sunt plecați în America, da. Tatăl meu a fost primul din familie care s-a botezat la... O perioadă destul de mare de ani a ales și mama să facă acest pas. Următoarea am fost eu. A mai rămas doar fratele meu, mai am un frate. Pot spune despre familia mea că este o familie armonioasă, unde există iubire, fericire. Este totul perfect. Exact, ar trebui să fie orice familie. Stai că am vrut să te întreb cum te înțelegi cu fratele tău, deci chiar așa de... Este mai mic ca mine. Așa. Și l-ai chinuit sau te-a chinuit? O poveste amuzantă. Ia, astea îmi plac mie. Da, că noi aici jucăm viața reală, știi? Că la alte cu filmele suntem obișnuiți noi și tot oricum nu le credem. Deci eu am ajuns la vârsta în care nu chiar cred tot ce aud. Asta cu amuzantele îmi place. Este mai mic decât mine cu 2 ani aproape. Am fost dați în clasa 1 deodată. Eu aveam 7 ani, el 5 ani. Până pe clasa 8 am fost în continuu cu el, pe clasa 9 am... Nu știu, care a fost ideea să fiți în clasă împreună? Păi întocmai să fim împreună, să vedem unul de celălalt. Mai mult eu de el. Da. Deci el nici săracul nici la școală nu scăpa, tu măcar... tu acum îți dai seama, știi, că totuși ești privilegiat. Lucrul la care nu te-ai gândit în viața ta, că putea să se întâmple și chestia asta.
Să te trimite la școală numai să fii cu ea, nu contează. Da, scuze. Nu-i nimic. Pe clasa a noua ne-am separat când ne-am ales profile diferite, dar la același liceu, clasele alăturate. Măcar în pauză îl verificai, da, da. Înțeles, da. Am înțeleg foarte bine cu el. Da, este la o vârstă a adolescenței în care nu conștientizează cât de importante sunt anumite lucruri și încă nu... Îi plac fetele? Nu știi. Păi nu l-ai întrebat niciodată. Păi ținând cont că el lucrează, nu prea stăm împreună, eu sunt la facultate. Perioada aceasta ne-a mai apropiat din nou. Eram în copilărie, dar așteptăm să se întoarcă și el pe drumul cel bun. Frumos. Bine, frumos. Da. Deci amintiri plăcute. Ia să vedem. Mă, frate, vezi ce zici. Deci nu știu dacă v-ați prins sau le-am spus că sunteți frați, nu? Deci, da. Da. Deci provenim din aceeași familie. Numai voi doi sunteți? Nu, mai avem o soră mai mică. Da. Mai mică decât tine? Da. Una, da. Da. Și provenim dintr-o familie. Între două. Da, de mici am crescut în biserică. Da, aici poți să zici un pic mai tare, deci nu trebuie să te intimideze sorta, dar înțeles. Hai, acum, da, da, da. Da. Acum zi, ți-a dat liber, auzi că... De mici am crescut în biserică și... sora mea și cu mine ne-am botezat, acum a mai rămas doar sora noastră mai mică. Ce înseamnă asta, crescut în biserică? Adică și mecherii în biserică sau cum? Nu, adică de mici am fost a fost binecuvântarea în biserică. Așa. Bine, nu ți-a adus tu aminte de la binecuvântare chiar tot? Nu. Da, da. Știu că am adormit atunci la binecuvântare. E mare lucru, da, da. Pentru că am o poză. Da, 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 da. Și... O rămas și pe filmare. Da, și da. Da, și filmare. Și poți să mă ajuți de aici, că suntem din aceeași era acolo, nu, că eu pe tine te las acum. Nu. Deci, da, deci asta, pe predică să doarme bine. Da, e ok, da. Spun, lasă, că asta noi le știm, tot ce vrei să ne spui tu cu grupele de copii, nu cu astea, că noi le știm astea, cu orchestră, cu da, nu, crezi că asta ne interesează. Pe mine mă interesează ce șmecherii fac copiii pocăiților împreună. Împreună? Da. Noi deci, împreună. Nu, gașca, știi că acum senzația mea, nu știu dacă am auzit din astea, dar senzația mea că dacă, știi, crești într-o familie de credincioși, nu te unești atât de mult cu ceilalți din lume, cum zicem noi, că doar nu o să fii ca ei, nu poți să fii ca ei, dar niște șmecherii trebuie să le faci atunci, dacă le fac ăștia împreună, aia din biserică, fără să știe părinții, sunt un pic mai... fac și șmecherii, dar au rămas sfințișori, ia zi. Păi da, de la școală, normal că anturajul de acolo, colegii, te îndrumă spre alte chestii, spre chestiile lumești, spre lucrurile lumești. Bun, dar și... nu ți se pare normal, dacă în asta cred ei, la ce se îndrumă? Da, exact. Și de mic, crescând într-un mediu de genul, deci, în lume mai așa. Mult, am fost, cum să vă spun, am fost atras de lucrurile acestea. Cred că e delicată treaba aici, adică cu cei din lume nici nu poți să te retragi, să nu vorbești cu ei sau așa, deci trebuie să menții oarecare prieteni. Trebuie să fii om între absolut. Oameni și dacă Iisus Hristos ar fi vrut să ne ia din lume, avea unde să ne ducă, absolut. Da? Deci, și este ideea, nu, de a fi lumină. Păi dacă ești lumină, unde? Nu în întuneric. Deci, da. Pe de o parte, e normal să fim în lume, dar poate nu e normal să fim ca ei, sau nu știu. Da. Eu, acum la liceu, botezându-mă, toți colegii mă priveau diferit. Mă bagiocoreau, îmi spuneau că de ce te-ai schimbat, de ce nu mai ești ca înainte. Era un lucru, mă simțeam respins. Un lucru care nu l-am mai simțit până atunci. Dar, bun, dar înainte acestea... nu, ai fost totuși prietenul lor, colegul lor, da, exact. Îi mai ajutai să facă și câte o temă. Tu copiai de la ei, să iei de la tine. Viceversa. Așa, bun, vă ajutați reciproc, scuzați da, cuvântul, da. Dar nu, trebuie să fiu atent ce cuvinte folosesc, da. Așa, și dintr-o dată se pot schimba, ai rămas cumva surprins că se pot schimba oameni la care ai crezut că nu se schimbe niciodată? Da. Ok. Da. Despre mine. Am ajuns să le spun despre Domnul la o mică parte din ei și unii, bineînțeles, au ascultat,
alții nu. Și cei care au ascultat au rămas surprinși de lucrul acesta și au început să-mi pună mai multe întrebări. Adică tu le-ai spus ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Da, exact. Cum mi-a schimbat Domnul viața. Unii, bineînțeles că m-au caracterizat, mi-au spus că am înnebunit, că de ce fac lucrurile acestea, că nu mai sunt de gașcă. Ceea ce, spre surprinderea mea, nu a fost un lucru care să mă ducă înapoi în lume. Deci eu am rămas cu ceea ce am susținut. Cu alegerea ta, cu convingerile tale? Da, exact. Și acum încerc, și în perioada asta de carantină, am încercat să vorbesc cu colegii mei, să le explic despre Domnul și pentru cei care m-au ascultat, le-am mai explicat. Și încerc în continuare lucrul acesta. Deci, eu cred ceea ce spune nu Apostolul Pavel, că Evanghelia are putere să transforme vieți, Dumnezeu folosește Evanghelia, dar cred că una dintre cele mai la îndemână metode de a prezenta Evanghelia și unde nu te poate contrazice nimeni este ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Da. Adică, da. Dincolo mai putem discuta pe un verset, mai putem întoarce virgulă, greacă, nu știu ce, dar mereu, de la o vreme zici mereu, chiar dacă n-a fost mereu, de foarte mult timp mi-a rămas în minte chestia aia cu orbul vindecat, care atunci când încercau tot să lămurească teologic că Iisus n-ar fi, că nu, că tare, băi oameni, stați să ne înțelegem, am fost orb, toată lumea știe, acum văd, toată lumea vede, adică sper că vedeți că sunt orb, și m-a vindecat Iisus Hristos. No, acum voi puneți-le cap la cap cum vreți, dar adevărurile astea nu pot fi schimbate. Deci când vii și spui, domne, mă știți cine am fost, mă vedeți cine sunt, eu vă spun că Iisus Hristos mi-a schimbat viața, acum lămuriți-le voi cum vreți, teologic, oricum, dar asta sunt eu, asta e foarte. Și e lucru care îl poate spune, apropo, absolut fiecare creștin. E ușor să vorbești așa, nu? Nu este chiar așa de ușor. Nu este chiar așa de ușor. Nu sunt obișnuit. Nu ești obișnuit, da. Păi nici nouă nu e ușor, să știi, da. Și o să spun un lucru, dacă nu le-ai spune acum oamenilor despre Iisus Hristos, mai târziu îți va fi și mai greu. Da. Dar dacă le spui acum, cu greu, cu ușor, treci peste, așa, vezi că Dumnezeu te ajută, dacă mai zice cineva urât, să știi că asta e o parte bună, știi, dacă ne gândim la ferice de voi când oamenii, da, exact. Nu toți au harul ăsta. Hai să nu aștepte sorta prea mult, că deja... ce te uiți așa la el? Că suntem aici, nu acasă, deci... Da, da, aici, da, da. Păi noi ne înțelegem bine. Da, da, da. Și din nu priviri. Nu tot timpul, dar am aproape. Ce-ți place la fratele tău? Că și-o lăsat mustața acum. Da? Da. Da, ai vreun lucru care îl apreciezi la el, chiar îl apreciezi, dar nu îl prea spui așa ca să nu-i se urce la cap, vezi, Doamne. Că bănuiesc că dacă nu-ți place ceva, îi spui. Nu poți să te abții, da. Chiar așa, da, am înțeles, da. Apreciez că e serios în lucrurile, în unele lucruri. Adică în lucrurile care țin de biserică. E serios în lucrurile serioase. În lucrurile serioase. Da. Nu chiar în toate lucrurile serioase. Adică cu școala ar putea să fie mai serios, da? Pot să confirm. Bun, da, vezi logica la școală. Da. Da, am înțeles, da, da. Dacă ar trebui să zic de părinți, nu vreau să credeți că avem o familie perfectă, că nici o familie nu e perfectă. Chiar nu-mi plac oamenii superficiali. Bine, până o să te măriți tu, atunci apare familia perfectă. Dar... Nu cred că o să fie nici aia familia perfectă. Că în fiecare familie există divergențe, există certuri și așa mai departe. Nu, divergențe și certuri. Folosește-și tu cuvinte... Există opinii diferite, și în lumea creștină există părtășie la nivel mai înalt, da. Nu certuri, părtășie intensivă, da. Dar cred că părinții mei m-au susținut foarte mult în tot ceea ce mi-am dorit, adică am avut așa oscilații la liceu, am vrut să schimb liceul, să-mi schimb profilul și în toate deciziile mele sau în toate lucrurile pe care am vrut să le fac m-au susținut. Chiar dacă poate ei nu vedeau lucrurile la fel. În toate lucrurile... Ce-o zis, ne riscăm? Da, da. Deci chiar am avut susținerea lor din toate punctele de vedere.
pe planurile astea. Dacă ar trebui să mă întorc înapoi în liceu, a fost o perioadă frumoasă. Pot să zic că nu neapărat mai frumoasă ca și facultatea, că sunt în anul 1, dar oarecum mai liniștită, nu știu. Având-o pe Raluca Diana, prietena mea cea mai bună, pot să zic că cu restul colegilor, nu că nu mă înțelegeam, dar nu aveam așa mari prietenii. Acum, la facultate, tot așa, suntem un grup de pocăiți, dar majoritatea îs nepocăiți. Și acum nu mai poți să ți alegi exact așa cum vrei, că stai în cameră cu cineva și nu, trebuie să împarți camera. Nu contează, e pocăit, nu e nepocăit. E ok, da. N-ai cum să-i alegi chiar cum vrei. Dar nu, asta e un privilegiu. Deci eu vă spun, și acum vorbesc serios, eu și când glumesc vorbesc serios, dar e greu să crezi lucrul ăsta. Dacă am pierdut ceva când am intrat în slujire full-time, să spun așa, am pierdut destul de mult contactul cu oamenii din afara bisericii, oameni care, din perspectiva noastră, fără să o privim cu un aer de superioritate, noi credem că i-ar trebui să îmbunătățească sau să înceapă relația cu Dumnezeu. Înainte eram în mijlocul lor. Deci oriunde mă duceam, eram în mijlocul lor. În momentul în care am intrat în slujire full-time, am ieșit cumva din mijlocul lor și am intrat în mijlocul unei alte categorii. Ai atât de mult de lucru cu biserica, cu cei din biserică, cu unii, cu alții, te duci în vizite la ei, la biserică, la toate astea alte. Și mi-a lipsit foarte mult. Deci pentru mine, ca eu să ajung la oamenii din afara bisericii, eu trebuie să-mi programez asta. Deci eu trebuie să găsesc cumva o variantă să mă duc acolo. Și de ce ți-am spus? Îți ieși din mână. Deci eu când eram de vârsta ta și mai târziu, aproape cu oricine mă întâlneam, trebuia să ajung la Iisus Hristos, la mântuire și la toate celelalte. Și cred că mi-am și format un bun obicei, că obiceiurile sunt bune dacă sunt bune. Mi-am format un bun obicei, domnule, discuți cu oamenii, de unde pornești, nu contează, eu știu unde vreau să ajung. Acum, îmi pare rău să spun, mă trezesc așa cu, să zic, cu un om care are nevoie de Dumnezeu și poate are nevoie de un sfat. Poate îmi iau un pic până îmi dau seama cu cine stau de vorbă, că eu sunt tot cu, ai de mine, problemele mele, biserica acolo, una, nu știu ce, știi că sunt toate astea. De asta zic că, dintr-un punct de vedere, înțeleg că poate fi greu să fii cu cineva acolo, pe de altă parte, dacă schimb moneda, spui, dar nu trebuie să mă duc 30 de kilometri sau nu trebuie să mă duc până în China, că e la modă, nu? Sau nu știu unde să fac misiune, am lângă mine în cameră și poate doar modul meu de a trăi poate să-i atragă atenția celuilalt. Eu am trăit în cameră cu 8 nepocăiți, deci ok, că la, păi stai, că la liceu eram 9 în cameră, ce duiți așa la mine, alte vremuri, dar nu, intrăm, că atunci o să zic că-s bătrân și povești. Deci. Dacă vreți să mă întrebați. Da, nu te întreb, da, mă mir că ești așa de liniștită. Vreau să te întreb, activități în biserică ați avut? Da. Cu copiii, cu tinerii. Eu ce activități am făcut sau da, ce am făcut? Să vorbim, dar ți-ar fi mai ușor să vorbești despre ele, dar zi despre tine. Da? Păi, despre mine, am lucrat cu copii. Am dirijat orchestra. Îți place să dirijezi? Îmi place. Îmi place să fiu în față. Recunosc. Adică deci, de când dăm emisiunea, așa mi-a spus mie cineva că tu ești cam pe drumul cel bun, adică logodită. Da. Am aflat bine, una. Da. Și probabil că ar trebui să audă fericitul viitor, așa, că îți place să fii în față, că îți place să dirijezi, că... Păi ne place la amândoi, deci o să fie fain. Ce simfonie o să fie acolo. Adică și el dirijează. Deci o să cântați pe voci? Da. Pe vocea cui? Bună întrebare. Da, două voci la unison și așa și... Acum, știi ce cred eu că e important? Dacă aveți aceeași partitură, ceea ce vă recomand, apropo, aceeași partitură, Sfânta Scriptură, și îl lăsați pe Duhul Sfânt să vă dirigeze, cred că o să iasă armonie pe mai multe voci. Cu, știi cum e, că dirijorul are voie să intervine și nu totdeauna cei care sunt dirijați chiar ascultă. Ți s-a întâmplat chestia asta? Nu.
Deci pe tine adică tot mai este cineva care, nu că mai este cineva, majoritatea, care stau numai cu ochii în partitură, nici nu se uită la tine. Tu poți să dai din mâini cum vrei, că și așa eu nu te bag în seamă. Oare se întâmplă așa și când vrea Dumnezeu să ne ducă un pic viața noi? Absolut. Da. Uneori nu vrem să-l ascultăm. Poate pentru că ne gândim că poate știm noi partitura mai bine sau că avem noi o idee mai bună. Sau știm nu, noi cred că ne-ar trece așa ceva prin cap. Bun. De fapt, ce am vrut să vă întreb eu pe voi, dar uite cum ne luăm cu chestii din astea faine, știi, așa. Mă interesează un pic biserica în viitor. Și biserica în viitor, mă gândesc că sunteți voi, nu? Dacă Dumnezeu ne ține cu viață, cu sănătate, noi ăștia mai bătrâni ne ducem, că așa e normal să ne ducem și rămâneți voi. Bun. Dacă, ce chestie, nici nu știu dacă o să o zic sau nu. Să presupunem că voi sunteți conducerea bisericii. Deci sunteți conducerea bisericii, ia ziceți-mi ce schimbări ați face în biserică. Nu știu exact, că asta e o problemă pe care și conducerea de acum cred că o are. Cum să facem mai mulți tineri să vină la biserică? Pentru că cred că, zic bine când spun că în fiecare biserică cred că există problema cu, nu știu, un fel de ruptură între vârste. Adică sunt mulți copilași, câțiva tineri și frații în vârstă, și tineri cu sufletul. Și frumos spus, cred, da. Cred că asta e o problemă pe care și cei de acum au, cum am spus, că tinerii nu prea se mai implică. Bisericile sunt mai mult pline de frații cu sufletul tânăr și cred că asta dacă am fi în conducere, cred că asta ar fi unul din lucrurile pe care ne-am axa, să probabil prin mai multe evangelizări sau prin mai multă interacțiune cu lumea, cred că. Da, asta am vrut să te întreb. Din punctul tău de vedere, că teoretic tu ar trebui să fii mai aproape de tinerii din generația ta decât mine, nu? Da. Și oarecum să-i înțelegi un pic mai bine. Ce ai găsit o anume modalitate, ceva, cum să-i prinzi, să-i aduci? Nu în sensul urât, adică noi, da. Poate că lumea aici ne înțelege un pic mai greu, că noi când ne gândim la prezentarea Evangheliei, noi chiar ne gândim la binele oamenilor. Adică eu aș putea să spun, domnule, eu sunt bine mersi, sunt împăcat cu Dumnezeu, dacă în momentul ăsta am plecat, știu unde mă duc, prin harul Domnului și prin mila lui Hristos, și atunci de ce te interesează celălalt? Pentru că, adică, cum pot să spun că îmi pasă de cineva, că îl iubesc, dacă nu mă interesează și vremelnicia și veșnicia lui, și apoi dacă eu știu. Și mai ales dacă eu am experimentat bunătatea lui Dumnezeu, cum pot să spun că îmi pasă de celălalt, nu să zic că îl iubesc, măcar să spun, domne, sunt om între oameni, adică vorba aia, nu, hai cu, eu știu că există medicamentul, știu unde este, știu că tu ești bolnav și tac din gură, păi nu mi-ai arătat la obraz, ai spune, stai un pic, că nu plătești tu, îl plătesc eu, dar a fost plătit, scuze-mă. Da. Deci cum... Nu știu, cred că există mai multe modalități, poate prin mărturia tinerilor în locul în care sunt puși, în liceu, în facultate, unde sunt. Când spui mărturie, te referi la viață sau la vorbe? Și. Pentru că nu-i suficient dacă zic că hai că uite așa, trebuie să se vadă viața mea că există o schimbare și în bine. Corect. Hai, bună precizare, da, schimbare și în bine. Și cum a spus și dumneavoastră, cred că văd ca și la orb, că nu mai e orb, vede. Și atunci, probabil, din curiozitate, poate vin. Știi ce o să te întreb, Raluca? O las pe ea să termin, dar numai să-ți dau. Știi ce o să te întreb? Chestia asta cu, dacă eu sunt în interior și sunt schimbat în interior, e musai să se vadă în afară? Zi. Și cred că prin prieteni, prin prieteniile cu ceilalți tineri din lume, cred că dacă m-a fost prietenia mea cu Lavinia. Asta am vrut să întreb. Da. Te-a deranjat sau te-a ajutat? M-a ajutat, pentru că era singura prietenă cu capul pe umeri. Aveam și alți 20 de prieteni care gașca și prietena bună la care știam că pot să apelez indiferent de orice, care oricât mi-ar da sfatul cel bun, nu altceva, și care ar fi acolo să mă asculte. Și totodată admiram familia ei, admiram cât de liniștită este și
Măcar din ce știai tu, da. Da, am descoperit pe parcurs. Și... Bun, dar ai fi călcat vreodată în biserică sau cel puțin în biserica în care mergea ea dacă mereu s-ar fi uitat la tine de sus în jos? Că ea e nu știu cine cu tare și tu ești... Nu știu, dar nu cred, pentru că e atitudine, adică dacă e așa, de ce să mă duc să văd alți 100 care sunt la fel, nu? Dacă omul respectiv se vede că e de treabă și că te poți baza pe el, vrei să întâlnești, că te gândești că poate și restul sunt la fel și da. Ești atât. Aici schimb la tine, că o să... Deci cum ai fost prietenă cu ea și nu te-a afectat în relația ta cu Dumnezeu? Și aia era destul de liniștită, dacă da? Tot ai zis de mine. Da, nu m-a afectat în niciun fel, pentru că recunosc că până la liceu nu ne vedeam decât la școală mai mult. În afara școlii, poate la zilele de naștere, poate mai făceam așa câte o plimbare, dar nu știu dacă eram așa apropiate în afara școlii. Adică mai mult la școală eram. Stăteam și în aceeași bancă. Mă întorc la tine. Această întrebare m-a făcut să reflectez puțin la ceea ce am învățat pentru examenul pe care l-am dat astăzi, la teoria literaturii, în sensul că o schimbare la nivel colectiv se produce întotdeauna printr-o singularitate. Adică această singularitate este reprezentată de un om care se schimbă pe sine și încearcă să... probage celor din jur schimbarea și modul în care s-a efectuat ea în sinele lui. Pentru că întotdeauna armonia unei societăți sau a unui grup ține de noi și este menirea noastră de a o împărtăși cu ceilalți, pentru că altfel nu vom putea armoniza societatea. Societatea va rămâne mereu tipologizată, clasificată, chiar și la nivelul acesta de cult. Noi nu suntem diferiți unul de altul, cei creștini de cei care nu sunt. Trebuie să învățăm pe cei din jurul nostru ceea ce am simțit noi în momentul schimbării, pentru că altfel nu ne vom putea lega niciodată unul de altul și vom rămâne mereu diferiți. Nu ne va lega niciodată nimic. Da, foarte fain. Că eu asta mă gândeam. Mai auzeam eu că sunt și vorbe prin popor. La unul zice că are inimă bună, dar gură rea. Și eu tot mă gândeam, măi, dacă inima lui e așa de bună, cum adică e gura rea? Că nu, de acolo vin toate din lăuntru, știi? Există riscul la unii, poate să se auto-înșele, că el pe interior e atâta de fain și atât de bine, știi, dar numai în exterior. Acum, nu știu, ori se întoarce pe dos, ori... Că până la urmă s-ar putea să fie chiar problema de inimă, că dacă inima nu-i interiorul, nu-i ceea ce trebuie. Acum, vedeți că Biblia folosea, Domnul Iisus Hristos și apostolii folosea exemple. Cum poți să spui că, nu știu, un pom fructifer, el e super fain, adică e soi, bun, tot, deci face niște mere sălbatice, dar el în esența lui e bun. Ce hotărăști în conducerea bisericii? Nu ne-ai spus ce ai schimbat în biserică, scuze, dă-i microfonul înapoi. Eu mă gândeam la evangelizări. Așa. Dar a punctat și Raluca Diana deja. Dar crezi că ar veni? Cum îi aducem? Bun, le facem, dar cum îi aducem pe tine? Mă gândesc din nou la ceea ce am învățat. Am impresia că, da, învățătura se poate aplica în viața de zi cu zi. Oamenii ne văd drept marginali, excluși atunci când le spunem că suntem creștini și că nu suntem ca ei, și asta înseamnă că noi suntem o societate minoritară, iar ei sunt majoritari. Este vorba mereu de o autodevenire minoră, în sensul că noi minoritarii ne ridicăm din mijlocul majorității și încercăm să le vorbim pe limba lor, nu le spunem direct pe limba noastră, pentru că altfel nu îi vom putea face să ne înțeleagă. Poți avea senzația că uneori un creștin vorbește altuia într-o altă limbă? Uneori, da. Avem câteodată un limbaj din ăsta codificat care ei chiar nu... Da, dar noi ne-am obișnuit atât de mult cu el că, da.
unii oameni probabil că nu ar sta să te asculte dacă ai începe direct cu versete din Biblie sau cu lucruri despre Dumnezeu. Ar trebui să încerci să le spui lucrurile acestea într-un mod care să îi captiveze. Nu ar trebui luați direct. Da, eu cred că și Domnul Iisus Hristos și apostolii ne-au demonstrat înțelepciune în prezentarea Evangheliei. Obișnuiesc să spun, Evanghelia nu este negociabilă. N-ai cum să negociezi Evanghelia. Modul în care prezinți Evanghelia, cum spuneai, există o multitudine, nu există metode sfinte. Există o Evanghelie sfântă care nu o schimbă. Metodele, vedem ce funcționează și ce funcționează astăzi la cineva s-ar putea mâine să nu funcționeze, ce funcționează anul ăsta, la altul nu să funcționeze. Ia, fă niște schimbări în biserică. Da, deci dacă aș fi la conducere, aș organiza tabere de vară. Aoleu. Deci aia mi s-ar părea mie cel mai bun. Îți place cel în tabere? Bun lucru, da. Și ce deci, se face acolo în tabere? Păi, de exemplu, anul trecut, cum s-a făcut tabără la Surduc, nu știu dacă știți. Mai știu câte ceva. Despre acolo, Surduc, nu despre voi. Da. Acolo, în tabără, am putut să ne spunem unii altora mărturiile și vreau să vă spun că din prima zi ne-am simțit ca într-o familie. Deci am fost strânși, am fost uniți. Și asta ne-a schimbat total perspectiva. Păi asta pentru mine a fost interesant. Eu n-am prea crezut în tabere, știi? Adică, domne, noi păstorii suntem cu biserica, frate, acolo, tot ce se întâmplă, da, no, s-a schimbat societatea, așa au venit taberele astea. Curios pentru mine, stă câte unul 15 ani în fața amvonului. Și dacă nu i-am predicat eu, adică, domne, zic, totuși am predicat, am fost clar, Iisus te iubește, nu știu ce, nu știu, a fost surd, la ce s-o gândit el în biserică, nu știu, băieții se uită după fete în biserică sau ce fac băieții în biserică, nu mai știu, în fine, să nu intrăm în detalii, mai bine nu-mi da răspunsuri, da? Și vine după o tabără, omul schimbat, păi de ce ai înțeles? Ce am înțeles că Iisus mă iubește. Care-i taina cu taberele astea de... Deci eu 15 ani spun că Iisus îl iubește, nici nu mă bag în seamă? Trebuie să veniți în tabără. Trebuie să mă duc în tabără. Bineînțeles. Pe de asta mă duc. Da, da. Am înțeles că iubește și pe ei și pe mine, Domn. Adică pe ei iubește că mă duc eu și pe mine că mă mai primesc. Că vă sacrificați. Da, da, bun. Deci ai face tabere. Păi nu poți face tabere în stop. Ai folosi măcar vacanțele și asta. Exact, exact. Mi s-ar părea un lucru extrem de bun. Bun, dar uite, dacă tot am adus discuția, eu ți-aș arunca chestia asta să te gândești ca unul din conducerea bisericii. Taberele le pot face numai vara. De ce numai vara? Păi atunci și vacanțe de vară și e mai mult timp liber. Bun, mai sunt vacanțe, mai sunt weekenduri, adică poate mai găsim și alte ocazii în care nu ne ducem o săptămână, ne ducem 4 ceasuri sau ceva. Tot în ideea de, știi, dacă acolo voi vă simțiți bine, puteți discuta unii cu alții, poate m-am gândit, nu știu, poate că e și ideea asta că acolo nu te duci așa cumva obligat să asculți Evanghelia. Când te duci în biserică e musai, adică e locul în care, când te duci acolo stă minte la fotbal, la cutare, la nu știu ce, la cutare și fără să te simți vinovat. Știi că în biserică dacă stă mintea poate te mai simți un pic vinovat la chestiile astea și acolo nu știu când ești degajat așa fără nicio presiune asupra ta, auzi încă o dată adevărul și uite că Dumnezeu folosește. Deci eu am auzit mărturii frumoase din tabere, acum se mai fac și șmecheria, asta este, dar da, taberele, focuri, îți mai dau focuri pe acolo ceva. Nu. Acolo nu e cu foc de tabără. Nu. Păi dă-le o idee, știi, adică... Bine, n-aprinde sclădirea. Ceva acolo, ar fi interesant, da. Păi eu am observat că toată lumea s-a dus în afara bisericii, eu aș rămâne înăuntru. Ia să vede. Pentru că, în primul rând, trebuie să-i pregătim pe cei din biserică, să știe cum să le spună celor din afară. Prea puțin, poate, prea mult ne axăm pe evanghelizarea celor necredincioși și prea puțin ne axăm pe a ne învăța proprii oameni cum să evanghelizeze sau cum să le vorbească sau... Bun, dar oare nu știm prin definiție? Ei, cred că ar fi bine și să ne pregătească. Adică ce știm prin definiție până la urmă, știi? Nimic? Eu cred că aș începe de la copii să pun mai mult accent pe ei, să vorbească. Nu știu, am văzut foarte multă reținere
la copii pe care am avut și eu în grupă, să nu fie ei singuri care zic ceva în fața bisericii, nu știu, foarte sfioși, părinții, nu, dacă e sfios, dacă nu vrea să vorbească, mai bine nu-l punem și așa mai departe. Nu știu, eu când am fost mică, pe mine mă punea mama să zic poezie și dacă mi-a plăcut să fiu în fața bisericii și dacă nu mi-a plăcut și dacă am avut emoții și am zis că eu nu vreau să mai zic, eu nu știu bine, tot m-a pus. Ai zis și... că ai avut o mamă bună. Da, foarte bună. Păi, îmi pare bine acum că le-am învățat și că am stat... Și atunci ți-a părut bine? Atunci eram copil, n-aveam ce face. Dar acum privind înapoi... Da, îți... ai zis că nu, dar vă doriți copiii dacă Domnul vă ajută. Da. Sper să nu fiu o mamă din asta să-i impui la copil. Unde trebuie, se mai și impune. Interesant. Nu, ca regulă, vă spun eu care e regula, dar nu o să mă credeți. Cine a avut părinți mai îngăduitori devine un părinte strict. La un moment dat îi vine mintea la cap, bă, zice, mama, cum s-a riscat cu mine, dar eu cu a meu nu mă risc, adică nu, am înțeles. Da, asta este, deci e o chestie, așa se schimbă în viață. Deci ai stai să văd dacă am înțeles bine. Deci tu ai vrea să zic eu cu Flavius, înainte de a merge să vorbim altora nu știu ce, să ne pregătim noi cam cum o să spunem cu tare, să învățăm anumite lucruri sau ce înseamnă asta? Nu, deci spuneam la nivel colectiv, adică să învățăm oamenii din biserică cum să evanghelizeze pe cei din afară, nu dumneavoastră. Păi nu, dar dacă mi-ar zice, eu aș spune, domne, nu știu cu tare și vreau să spună, domne, fă probă pe mine. Uite, eu sunt unul din ăsta și începe să mi se descrie, poate chiar drăguț, știi, nu mă bag într-o extremă din aia că mă nenorocește. Spune, uite, eu am niște frământări sufletești, că dacă zice nu mă interesează chiar nimic, poate că din capul locului m-a pierdut. Și zice, încearcă să vezi. Da, poate să fie și asta o idee. Și noi la facultate făceam, adică am făcut semestrul ăsta jocuri de rol. Unul era pacientul, ălalt era doctorul, nu? Spune-i cum... Acum, să știi că în teologie unii au făcut jocuri de rol, unul era mortul și unul era predicator la morte. După asta când i-au văzut rectorul sau decanul, nu mai știu cine, știi că se uita pe geamă, zic că mortul predicatorului să vină la mine. Da. Adică bun, ce zici tu, chiar are logic, adică dacă în toate domeniile vieții înveți și ai și o perioadă de practică, nu folosești pe cineva cobai, de ce nu am face chestia asta că noi vorbim de, până la urmă, cea mai importantă lucrare, dacă e vorba de sufletul omului? Sau ideea să încerce, cum ți s-ar părea ideea, unul care știe un pic mai bine, să ia pe cineva lângă el să spună, o să vii cu mine. Te uiți la mine ce fac eu cu tare și așa, așa, așa. Asta ce-ar fi? Stagiatură sau ce? Rezidențiat, nu știu. Ucenicie, nu știu. Ucenicie, da. E bun, e bine, da. Dar în biserica voastră, biserica viitorului, nu? Și a prezentului, dar acum biserica viitorului, muzică o să fie? Da. De care? Da, depinde ce muzică. Păi, dai seama. Nu știu, și aici e o problemă. Văd așa multe biserici, așa zise, carismatice, adică care vin cu ideea de show, cu ideea de spectacol, să facem oamenii să se simtă bine. Cât mi se pare așa o întrebare oarecum stupidă, dar toată lumea o folosește. După ce vine cineva din afara bisericii, la biserică, la o evanghelizare și așa mai departe, la sfârșit îl întrebăm. Cum s-a plăcut? Adică, nu știu, mi se pare așa o întrebare, cum s-a plăcut la biserică? Adică, nu știu, e o întrebare ciudată. Chemăm oamenii numai ca să le placă ceea ce le arătăm? Sau... Păi nu, hai să joc în partea bună. Poate că ideea este te întreb cum ți-a plăcut, că dacă ți-a plăcut, am curajul să te invit și data viitoare, că la ceva plăcut vii, dacă nu ți-a plăcut, dar oare cineva continuă și cu întrebarea de ce ți-a plăcut și nu ți-a plăcut? Că eu mă gândesc, nici acum, no, acum ar trebui totuși, da. Să mă duc la o biserică unde să-mi dea ei niște mustrări, știi, și să mă bage în iad, adică, păi, copil, ori te pocăiești, ori te mâncă cazanele acolo. Păi ce să-mi placă acolo?
Adică dacă ar băga unul groaza în mine cu iad, nu știu dacă ar reuși, dar să zicem că ar băga unul groaza, prind unul din ăsta, că se zicea despre Savonarola, că așa avea un dar de a explica, în timp ce a vorbit despre judecata viitoare, oamenii se țineau de ziduri să nu cadă zidurile peste ei. Deci avea harul ăsta din partea lui Dumnezeu. No, dacă intre pe ea, băi, v-a plăcut? Păi ziceam, ne-a plăcut, era să murim acolo, ne lasă inima pe toți. Da. Și nu știu cui, la modul sincer, cui în prima fază până nu înțelegi, cui îi place pocăința? Adică dacă vorbești de un tânăr, știi că e și chestia asta, lasă aia, că până la urmă trebuie să ajungi să spui, știi? Că le spui mai înțelept sau nu, spui primești, dar trebuie să spui, bă, aia o lasă, aia o lasă. Păi cum, adică mie chiar îmi plac lucrurile alea. Și te întreb dacă mi-a plăcut să mă despart de prietenii mei care nu știu ce, dar, da. Deci, și atunci ce muzică ai pune? Că de aici am plecat. Păi eu sunt de părere că muzica bisericească, cea corală, cea simplă, no, acum cu tobele, eu nu sunt foarte de acord, cine îi... Bun, acum cu tobele, astea spun eu, există unii care cântă la tobe și unii care mângâie tobele, da. Adică, sau bat la tobe, tu ce... Mă, dacă vrei să cânți la tobe, îți iei partitură. Dacă știi să cânți după partitură la tobe, foarte bine. Nu știu dacă v-am spus în vreo emisiune, dar asta e partea faină, că noi aici nu suntem chiar singuri, adică voi nu sperați că toate camerele care sunt pe aici, pe care noi le vedem și nu le vedem, merg chiar singure. Există cineva care ne ajută, n-am avut curajul niciodată sau nu am avut inspirația, sau nu o să-ți fie momentul să-i mulțumesc lui Paul, care el chiar ne ajută, el este pe aici în spate. Dar de ce am spus toate chestiile astea? Că îi spun mulțumesc frumos lui Paul, o să-i spun mulțumesc soției lui, dacă doar el n-a venit aici fără să lase nevasta, dar nu intrăm în chestia cu viața de familie, că vreți să vă măritați, da, și să nu vă dau idei. Și din câte știu eu, vezi că, nu ți-am spus de la început, Paul e cu muzica și cred că îi plac și tobele, da, închem subiectul, mergem, dar el cântă la tobe, nu bate la tobe, deci asta e partea bună, da? Dacă aș vorbi cu băieții când mai vorbesc, știi, le spun așa, depinde de vârstă, zic, cu tobele trebuie să fii, să te porți, cum te porți cu fetele? Așa numai, știi, finuți, cu tare, atunci tobele sunt foarte bune. Deci o muzică care totuși te apropie de Dumnezeu, asta ar fi ideea. Nu, eu mă gândeam că l-ai pus întrebarea, mă gândeam că o să mergi în direcția asta, care ar fi logica un tânăr din afara bisericii care are muzică de toate soiurile și muzică bună, adică el se poate duce într-o discotecă bună, la un concert unde chiar cântă, nu știu, din ăștia profi, care ar fi pentru el marea taină să vină la biserică și să găsească cumva cam aceeași muzică de o calitate mai proastă? Că e clar că noi nu putem cânta muzica lui ăia la nivelul lor. Asta deja e alt subiect, nu știu. Mie-mi place, dar eu sunt rău, nu știu dacă v-ați prins că sunt rău. Deci eu personal, dacă m-ați întrebat dacă îmi place un anume stil de muzică, nu știu neapărat dacă îmi place un anume stil de muzică, îmi place muzica care îmi spune ceva, care îmi transmite un mesaj, acum aș vrea o muzică duhovnicească să-mi transmită un mesaj, să mă ajute în închinarea mea și în umblarea mea cu Dumnezeu. Și nu știu dacă aș încadra-o neapărat la un stil, dar aici aș vrea, deci să fie o muzică care să mă ajute în închinarea mea cu Dumnezeu, să mă ajute în eforturile mele de a face tot ceea ce îmi cere Dumnezeu și îmi place și să înțeleg. Așa, muzica asta mai tainică pentru mine un pic mă depășește, mai ales că eu sunt mai firesc, nu neapărat așa ca tine, știi, dacă aș auzi o muzică din aia, nu pot fără tine, ține-mă lângă tine, trage-mă după tine, eu prima dată, Doamne ferește, cred că m-aș gândi la Lenuța sau la nu știu cine, exact. Bun, dar mă poate salva la sfârșit dacă zice Iisus, gata, atunci cumva, dar știi, după ce m-ai dus pe toate cărările romantice cu nu știu cine, cu Iisus, nu știu dacă mai e bucurie sau dezamăgire, dar în fine, da. Deci, păi bun. Nu știu, într-o conversație cu cineva necredincios, au zis, la noi, discoteca e discotecă, biserica e biserică, nu te duci la biserică să faci discotecă.
La voi... Dar nici la discotecă nu știu de să faci biserică. Nici. Dar așa, așa auzit. Nu, nu, că am auzit pe unii, am mai prins eu din astea, că așa e când treci prin viață. Unii sunt interesați cum să evangelizăm tinerii din discotecă. Și eu așa, știu, naiv, am zis, știi că, băi, nu mergem la discotecă, să-i scoatem din iad, nu știu ce, am zis, băi, copile, nu prea le-am eu cu discotecile, nici nu știu dacă acolo, nu știu, ne-ar asculta cineva, nu ne-ar asculta, ar trebui să tragem și noi ceva pe nas ca să avem curaj, sau nu prea știu chestia asta, poate că ar fi interesant, dar eu așa că naiv, am zis, bă, dar tinerii din discotecă, ăia 7 zile din 7, 24 de ore stau în discotecă? O să că nu. Păi zic, unde-s tinerea? Și am ajuns la concluzia că tinerea s-ar putea luni să fie la facultă cu tine și să fiți la același curs. Bine, fără droguri, fără cutare, un pic mai obosit. Și atunci am zis, bă, ce e curios pentru mine? Că lunea nu te gândești la sufletul lui până îi mai trează, marțea nu, miercurea nu, dar sâmbătă seara când e în discotecă zice, aoleu, colega mea m-a dus o smul din ea. Nu știu, poate că ar trebui să încercăm marțea, știi? Sau fi ceva substrat acolo, că neapărat... Mai bine nu ne gândim la chestia asta. Da. Bun, mie ce-mi place este că voi nu sunteți doar tinerii care vă gândiți la viitor, ci trăiți în prezent. Și asta este bine, voi sunteți prezentul bisericii, nu sunteți doar viitorul bisericii, că viitorul bisericii este în mâna lui Dumnezeu, cum este viața noastră. Chiar mă bucur că sunteți fiecare implicați și chiar vă încurajez să continuați, să vă implicați. Nu o să schimbați lumea toată odată, cum am crezut noi vreodată că o să o schimbăm, dar dacă o să o schimbați câte o persoană pe rând, așa cu ajutorul lui Dumnezeu, s-ar putea unul câte unul să devină... Așa. Deci cu tine, de tine poți să uite băieții, da, tu ești încă, deci el să-și bage mințile în cap, să nu fete, nu cutare, nu, cam asta ar fi sfatul. Sau cu mamii poți să vorbiți. Cu cine? Cu mamii să vorbiți, dacă poate sau nu. Eu îl las. A, deci maică te-ai așa de strictă cu el că nu trebuie să te bași la chestia asta. Copile, învață, vezi că la farmacie trebuie învățat cu tare și după asta vezi tu. După asta sunt și fete faine la farmacie. Dacă să vezi fetele de la farmacie, trebuie să ajungi la farmacie, știi? Nu vezi. Da. A, deci asta ar fi o mare problemă să ajungi la farmacie. Deci pentru Flavius vă rugați Domnul să-l ajute să se împlinească voia Domnului în viața lui. El are planuri frumoase, dar Domnul poate face ceva mai frumos. Și pentru voi băieții se pot ruga, nu? De ce să nu se roage pentru voi? Să aveți un viitor binecuvântat. Da, da, sigur că da, da, da. Deci, da. Am înțeles, nu că băieții nu se roagă egoist, că au învățat ei, așa, am învățat și eu din auzite și poate e bine pentru voi, nu știu cum vă rugați, că a venit o fată, nu, așa, un pic mai necăjită la păstor, nu, și cu cine să mai spui problemele tale sufletești, mai discuți cu duhovnicul și ați frate, păstor, acum dumneavoastră tot, când mergeți acolo în față, tot ne spuneți că Domnul ascultă rugăciunile, Domnul ascultă rugăciunile, că nu vreau să vă contrazic, dar sunt un pic necășită, ce? Mie nu mine ascultă. Dar cum mai va? Păi și de atâta timp mă rog să-mi dea Domnul un bărbat bun și nu e nimic, știi? Acum, cum poți să fii păstor și să nu te scoți din fiecare situație de către și păstor vine, ce eu cred că ai o problemă. Ești egoistă. Te rogi pentru tine și Dumnezeu nu iubește egoiștii. Fata deșteaptă, asta a fost dimineața. Duminică, după masă, când vin la biserică, se roagă fata. Doamne Iisuse, te rog frumos, binecuvânt-o pe mama cu un genere bun. Deci, vă rugați în continuare și aici o să fie tot frumos. Și dragostea Domnului este suficientă și în... Da, nu vă frământ așa de mult viitorul, lăsați în mâna lui Dumnezeu. Că noi am ascultat de la cei care au trecut pe acolo că Dumnezeu chiar are toate lucrurile în control și pot să le spun lor ca fete acum, nu că le-am spus și altora care au zis că nu mai sunt băieți buni în lumea asta. Vă, fată, stai că nu-ți trebuie numai unul. Acum în toată lumea unul bun o să fie. Deci așa și dacă sosește momentul potrivit, îl aduce Domnul, îi deschide ochii, că așa e. Adam a avut și o vreme cu somnul adânc. Ce ați vrea, așa foarte scurt, că acum cu voi am întins un pic, dar nu ne-au părăsit, presupunând că cei care v-au urmărit chiar ar vrea să se roage pentru voi, ce ați vrea să se roage?
Gândindu-vă că s-ar putea să li se împlinească dorințele, adică Dumnezeu chiar să-i asculte, ce ai vrea să se roage pentru tine? Bună întrebare. Bună întrebare. Nu știu, să... cumva cu facultatea, simt că m-am îndepărtat de Domnul, pentru că, cum am și zis, intrând în lume, persoanele din jurul meu poate adoptă unele lucruri de la mine și eu de la ele. Și acum că sunt acasă și mi-am revenit în cochilia mea unde am fost 20 de ani, adică 18 ani, cred că să, dacă ar fi să rog pe cineva să se roage pentru mine, ar fi să mă întorc la starea aceea din tâi. Cum atunci, perioada aceea când m-am botezat, când eram numai cu gândul unde trebuia, pentru că acum nu cred că sunt chiar atât de bine și nu știu, Domnul să îmi dea înțelepciune să rămân pe, să rămân pe cale, indiferent de încercările care vin, pentru că vin zi de zi. Deci nu se pune problema dacă vin. Vin. Da, ele vin. Da, ele vin. Să... Bun, bine, mulțumim. Eu aș dori ca lumea să se roage pentru mine, ca să devin mai puternică și să nu mai las orice să mă lovească și să mă descurajeze. Bun, frumos. Flavius? Eu aș vrea ca lumea să se roage pentru mine ca să pot să spun la mai mulți calea Domnului. Frumos. Cred că aș vrea să se roage pentru viitoarea mea căsnicie. Să fie cum? Să fiu eu mai supusă. Deja își face probleme și frate tot zice amin, amin. Păi uitați, să vă spun, eu chiar apreciez, foarte mult apreciez că ați venit, nu o să vă mărturisesc tot, dar am rămas surprins că ați vrut să veniți și nu o să le spun celor din, că dacă le spun atunci ce că am regizat, știi? Deci oamenii, eu le mai aduc aminte, oamenii cred că noi ne-am întâlnit înainte, am discutat, ce vă întreb, ce cu tare, știi, voi sărace de voi, știi, acum, deci la sfârșit ați văzut cum a fost bine, da? Dar adevărul este că am discutat două lucruri înainte de emisiune și unde a fost cum v-a convins păstorul să veniți și când a zis că ați venit totuși de bună voie, m-am gândit, Doamne, uite ce tineri faini, adică a fost o încurajare. Păi uite ce vă propun eu, ca să fim siguri că cineva se roagă pentru voi, odată sper să mă rog și eu măcar o dată, adică nu pot face legăminte că de câte ori, da, dacă odată mi-aduc aminte de voi, să zic, Doamne, ai milă, tu știi ce-o zis ei și ce au nevoie și ați putea face un lucru, să vă rugați și voi unul pentru celălalt, aici, care sunteți patru, da? Da, acum ca să nu vă îngreunați mult programul, propunerea mea este după ce vă despărțiți, când o să vă duceți voi, când ajungeți acasă, cel mai proaspăt acum, Doamne, nu uita de ei și nu uita de mine, știi? Și Domnul să spună, stai liniștit că nu uite, v-am auzit și... sunteți în atenția mea. Ce m-a impresionat pe mine și asta mă încurajează, toți știm și bine să ne ducem aminte, când noi eram cei mai mari nemernici, ca să o spunem așa pe direct, Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că și-a dat Fiul pentru noi. Acum dacă nu mai suntem chiar așa de mari nemernici, nu suntem nici cum am vrea noi, dar totuși măcar există voința, dorința de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-L sluji pe Dumnezeu și de a ne feri de rău. Dumnezeu ne iubește cel puțin la fel de mult. Până la urmă, fără să neglijăm atitudinea inimii noastre, care contează foarte mult, rămâne dragostea lui Dumnezeu care nu este suficientă și vrem să vă aducem aminte că și vouă, indiferent unde vă aflați, dragostea lui Dumnezeu este suficientă. S-ar putea să fiți și voi în situația în care să nu înțelegeți ce spunem acum, că cum mă ajută dragostea lui Dumnezeu? Poate sunt în suferință fizică, poate în suferință sufletești, poate există probleme în relație, poate că, știu eu, sunt tineri care au ajuns la o anumită vârstă, nu știu exact ce înseamnă aia, când îți dorești, poate să întâlnești un partener și încă nu a venit, că nu a prins trenul, nu a prins avionul sau, nu știu, examene, toate celelalte. Haideți să spun un pic, nu știu dacă îmbunătățesc sau nu, Iisus Hristos ne este suficient în fiecare situație și o să vă rog din toată inima și în baza scripturilor și în baza experiențelor personale, dacă nu aveți o relație
personală și proaspătă, zic eu, o relație personală cu Dumnezeu, este foarte important să o începeți. Dacă o aveți, îmbunătățiți-o. Dacă este bună, îmbunătățiți-o mai mult, pentru că Iisus Hristos nu poate fi cuprins în întregime, dar cu cât investim mai mult în cunoașterea Lui, ne dăm seama cât de măreț este El și ce favor ne-a făcut să ne primească în familia Lui, să ne dea binecuvântări aici în vremelnicie, că da, Lui pasă de vremelnicia noastră, și apoi să visăm la ce n-am fi putut visa niciodată, la o veșnicie glorioasă cu El, unde lucrurile vor fi atât de faine că nici nu îndrăznesc să le explic, că orice va ce explica e mult mai mult decât v-aș putea eu spune. Mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit, mulțumesc că ați venit aici. Paul, acum îți mulțumesc oficial că ne-ai filmat și ai avut răbdare cu noi și te rog să spui și Siminei multe, multe mulțumiri. Asta cumva să mă pregătesc ca să ne mai ajuți în viitor. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și fiți o binecuvântare pentru cât mai mulți, chiar dacă începeți cu puțini.